În sala Senatului Universității de Stat de Educație Fizică și Sport s-a desfășurat conferința științifică practică cu genericul Personalitatea Sportului, dedicată campionului paralimpic la judo Oleg Crețu. Cu un mesaj de salut la deschiderea conferinței a venit prorectorul USEPS pentru Educație și Sport, domnul Dumitru Ieșanu. Eu vreau să vă salut din partea rectorului Universității de Educație Fizică și Sport, profesorul Manolache. Vă mulțumesc că ați venit și participat la această conferință. Oleg Crețu este un fenomen care este în țara noastră. Noi trebuie să ne mândrim și sunt foarte bucuros că particip la a doua ședință unde protagonistul este Oleg Crețu. Noi am avut o întâlnire cu studenții câțiva ani în urmă și studenții de la universitate au rămas foarte frapați de tot ce a făcut Oleg în viață și se apropie și îi mulțumeau și spuneau că mulțumesc că ați venit, mulțumesc că v-am văzut și mulțumesc că v-am aflat, sunteți așa o persoană, adică impactul asupra tineretului a avut un efect foarte mare. În cadrul conferinței, Oleg Crețu a răspuns la mai multe întrebări. A povestit despre primii pași în judo. Семь до 10 лет занимался футболом. И у меня очень хорошо шел футбол. За мной тренер бегал по футболу. На базане, раньше был на ботанике, базанисту. Футбол у меня шел. Прошел на борьбу в 10 лет. Он был Сергей Александрович, Сергей Степанович. Ну, я был шустрый, да. Почему? Во дворе там мы там в Царь горы играли, когда, помните, в Советском Союзе, когда котлованы были, мы Царь горы. Я проигрывал. Потому что там были ребята там, почти постарше меня, мы залазили, меня скидывали. Я думаю, почему так? Почему нельзя пойти? И там мои друзья занимались борьбой. Пойдем на манеж, потренируемся. А на Молдову, раньше была Молдова. Мы туда потянулись туда, и мне понравилось. Но у меня не было там техники, там не было такого всего. Но у меня было желание было. Потому что я, наверное, не любил проигрывать. Может быть, такое что-то. Характер, да. Conferința științifică practică în acest an a ajuns la 7 ediții. Organizatorul principal, Ivan Curdov, maestru al sportului al URSS, multiplu campion republican la sambo.